Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vă prezint mașina de spălat vase Beko DFN16040X. Are capacitatea de 14 seturi, 6 programe de spălare, clasă energetică A+, este confecționată din inox, are 60 de cm lățime, 85 de cm înălțime, adâncimea este de 60 de cm, iar greutatea este de 43,7 kg. Este prevăzută cu două sertare, unul în partea de jos pentru farfurii, are un coșuleț pentru tacâmuri, acesta se poate scoate pentru a obține mai mult spațiu. Sertarul de sus este pentru pahare și căni. Are o elice de spălare în partea de jos și una în partea de sus. Aceasta este scurgerea, iar acela este rezervorul pentru sare. Acum vă voi arăta cum completăm rezervorul pentru sare. Scoatem sertarul de jos, desfacem acest recipient, folosim pâlnia specială pe care o găsim în pachet. Vom folosi o sare specială pentru mașina de spălat vase. Eu o folosesc pe aceasta. Intră undeva până la maxim 2 kg de sare. Luăm pâlnia, punem capacul înapoi. Strângem bine. Îmi pune sertarul de jos. Acum voi umple mașina cu vase. Eu le curez de resturile alimentare sub jetul de la chiuvetă. Aici pun tacâmurile. Eu le separ pe categorii. În partea de sus voi pune căni și pahare.
cu gura în jos. Am încărcat mașina cu vase. Acum voi pune capsula pentru spălare în acest recipient. Cam așa arată. Închidem capacul. Aici vom pune lichidul pentru clătire. Închidem capacul. Mașina are 6 programe de spălare. Programul 1, Eco. Folosește temperatura de spălare de 50 de grade Celsius. Este cel mai economic program de spălare zilnic a vaselor, cu grad mediu de murdărire uscate. Acest program are durata de 228 de minute și consumă 11 litri de apă. Programul numărul 2, automat, folosește o temperatură între 40 și 65 de grade Celsius. Acest program determină gradul de murdărire a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Acest program este optim pentru toate tipurile de vase. Durata acestui program este între 100 și 180 de minute, iar apa consumată este între 11,6 și 15,8 litri. Programul numărul 3 este un program de spălare intensivă. Folosește temperatura de 70 de grade Celsius. Acest program este optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare. Durata acestui program este de 148 de minute, iar apa consumată este de 17,6 litri. Programul numărul 4, Quick and Shine, folosește temperatura de 60 de grade Celsius. Este un program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire și este cel mai rapid mod. Acest program are durata de 58 de minute, și folosește cantitatea de 11,4 litri. Programul numărul 5, Mini 30, folosește temperatura de 35 de grade Celsius. Acest program este optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu un grad redus de murdărire, de pe care au fost îndepărtate rezidurile și nu au fost curățate. Acest program are durata de 30 de minute și consumă cantitatea de 11,8 litri de apă. Programul numărul 6 este un program de prespălare. Acest program este optim pentru îndepărtarea rezidurilor de pe vasele murdare, care au fost păstrate în mașina de vase timp de câteva zile. Se previn astfel mirosurile neplăcute. Durata acestui program este de 15 minute, iar consumul este de 4,2 litri de apă. Închidem mașina de spălat. Aceasta este tasta pornit-oprit, tasta selectare program. Aceasta este tasta pentru funcția încărcare la jumătate, tasta pentru funcția fast, tasta pentru funcția time delay, iar aceasta este tasta pentru pornire, pauză și anulare. Eu voi alege programul numărul 4. Programul de spălare s-a terminat. Deschidem capacul. Lăsăm să ia saburul. Și așteptăm să scurgă apa.